După ce au aflat în sfârșit pe ce stadion vor juca cu ASEA Târgu Mureș, jucătorii pregătiți de Nicolo Napoli au ajuns vineri seara la malul Dunării. Lotul al albaștrilor a început pregătirea pentru disputa cu ardelenii și trag tare la antrenamente. Oltenii au ca obiectiv victoria împotriva Târgu Mureșului după ce au adus doar un punct din deplasările de la UTA și Metalul Reșița. Este un joc foarte important. Noi nu luăm în calcul decât cele 3 puncte. Venim și după o partidă mai puțin reușită, care... Am și pierdut și ne dorim să trecem peste momentul ăsta și să facem un joc bun, să câștigăm. Suntem două echipe care luptăm pentru promovare. Este un meci important pentru ambele echipe. Sperăm să câștigăm, pentru că câștigăm 3 puncte foarte importante. Și fostul jucător al Severinului, Milan Mitici, spune că Universitatea are nevoie de puncte ca de aer. Până astăzi nu s-a știut unde jucam. Acum toată lumea e bucuroasă că jucăm aici și sper să vină lumea cât mai multă la stadion, ca să ne încurajeze, pentru că în toată situația asta avem nevoie de ei. Ei, Târgu Mureș, echipa bună, cu un antrenor cu experiență, o echipă sigură care se bate la promovare și 3 puncte foarte importante. Antrenorii craiovenilor caracterizează jocul ca fiind unul de 6 puncte. Ambele formații luptă pentru promovare și au un parcurs similar în campionat. Înaintea jocului, oltenii și ardelenii au 16 puncte, astfel că juveții sunt conștienți că vor trebui să muncească pentru obținerea victoriei. E o echipă care luptă pentru intrare în play-off. E un match de 6 puncte. Ne întorcem la Severin, che è a casa nostra, diciamo dopo Iono Blemenco. Încercăm de fare un match bun e de castigare match. Întâlnim una din echipele bune ale acestei serii, o echipă cu pretenții, care și-a anunțat dorința de accedere în Liga 1 și cred că va fi un joc frumos și vom oferi publicului un spectacol frumos, atât noi cât și Târgu Mureș. Banca tehnică a Universității nu are probleme de lot înaintea jocului cu ASEA Târgu Mureș. De asemenea, Stefan Aca va reveni după suspendarea de o etapă pe care a ispășit-o după eliminarea de la Arad. Decizia Federației Române de Fotbal de a programa jocul la Severin i-a mulțumit pe oficialii olteni. Președintele Marcel Iancu spune că este o decizie normală care trebuia luată mult mai devreme, deoarece nu era cale de mijloc. În cazul în care jocul era programat la Petroșani, Ciucă și compania boicotau disputa cu ASEA Târgu Mureș. Severinul, după cum se știe, este a doua noastră casă. Până la urmă, cred că Federația Română de Fotbal a făcut dreptate și este o normalitate faptul că s-a programat această partidă la Drobeta Turnul Severin, pentru că aici avem condiții net superioare față de Roșiori sau Petroșani, unde vroiau să ne trimită să evoluăm, dar cred că și poziția noastră a fost corectă, în sensul că am refuzat să jucăm cu riscul de a pierde partida, doar la Drobeta Turnul Severin, așa cum era și regulamentar și normal, pentru că suspendările acelea au fost oricum forțate. După prigoana din cetatea Băniei, Universitatea Craiova a evoluat la Severin și la toate jocurile a fost primită cu căldură de fani. Din acest motiv, secundul Dragoș Bon consideră că aportul publicului va fi un atu foarte important. Ne doream din suflet să jucăm la Severin și decizia ne-a bucurat și sperăm să aducem cât mai multă lume la stadion și să ne poarte noroc, să ne poarte spre victorie. Universitatea Craiova este pe locul 6 în clasament, la 4 puncte în spatele Gloriei Bistrița, ocupanta poziției secunde în seria 2 a Ligii Secunde, și la 8 în spatele liderului CSU Craiova. Jocul dintre FC Universitatea Craiova și ASEA Târgu Mureș se dispută duminică cu începere de la ora 17 pe stadionul municipal din Drobeta Turnul Severin.